Bună ziua, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Iată-ne la o primă conferință de presă. În primul rând aș dori să mulțumesc Consiliul Local, domnului primar și conducerii tehnice sportivilor pentru rezultatele obținute în ediția anterioară de campionat, care s-a încheiat la 31 mai. CSM Roman, secția fotbal, a încheiat pe locul 4, loc care se încadrează în obiectivul stabilit la începutul sezonului anterior. La handbal am încheiat pe locul 8, dar în ciuda fluctuațiilor și a prestațiilor diferite de la meci la meci, a fluctuațiilor de pe banca tehnică, am avut o participare în Cupa României până la nivelul de Final Four, am avut participare în competițiile IHF și de aceea doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit, sponsori și încă o dată Consiliul Local, domnul primar, stafful tehnic care s-a aflat la conducerea celor două echipe, sportivilor. Le mulțumim acestora, celor care au ales să rămână alături de noi. Le mulțumim și celor care poate și orientează eforturile spre alte echipe. Ne dorim, pentru că există interes și din partea fanilor, în special a echipei de handbal mai mult în ultima perioadă, să anunțăm câteva chestiuni legate de secția de handbal și câteva chestiuni legate de secția de fotbal. Voi începe cu handbalul. Prezența noastră aici cred că este mai mult decât o confirmare a faptului că în continuare va exista o secție de handbal la CSM Roman, o secție de fotbal. Existau anumite zvonuri sau, mă rog, discuții în mediul online că s-ar desfința echipele, că va fi o regândire în ceea ce privește structura noastră. Iată-ne, avem activitate în pregătire. Au fost discuții sau întrebări vis-a-vis de lotul pe care îl pregătim pentru handbal, pentru fotbal. De aceea, astăzi o să venim cu câteva clarificări în această direcție. Alături de mine se află domnul Cornel Bădulescu, antrenorul principal al CSM Roman pentru viitorul sezon și în curând îi voi da și cuvântul. Și se află și domnul Gabi Țapu, antrenor al CSM Roman, secția fotbal. Pentru început, aș dori să anunț câteva chestiuni legate de lotul CSM Roman Handball. Lotul este conturat mai bine de 90%. Aș face și o precizare aici. Faptul că se poartă negocieri cu fiecare jucătoare nu poate fi purtat prin intermediul colegilor din mass media, prin mediul online. Ca în orice relație contractuală, întâi se discută între părți și dacă rezultatul este de comun acord, poate fi anunțat, făcut public. De aceea, ceea ce voi anunța este o confirmare. Lotul CSM Roman pentru sezonul 2018-2019 este format din următoarele jucătoare la secția handbal. Timoșencova Victoria, portar, se află de 4 ani la Roman. Încearcă să obțină și cetățenia română în perioada următoare. Este membru al lotului național al Ucrainei. Mârcă Ana Maria, portar, vine de la Corona Brașov. Este un portar cu experiență. Rusu Monica, portar, e un portar de perspectivă, vine de la Baia Mare și este membru în lotul național de tineret și de cadete. Simion Ana Maria, extremă dreaptă. Chitacu Ana, extremă dreaptă. O extremă dreaptă echilibrată, spunem noi. Cavronina Iulia, interdreapta, vine de la echipa din Toulon, jucătoare de mână stângă. Stoleru Carmen, interdreapta, centru, capitan de echipă. Bobeanu, căsătorită Todor Dana, centru, vine de la Craiova. Corban Daniela, centru, vine de la Brăila, o jucătoare de perspectivă. Vartic Loredana, centru. Dăscălete Raluca, inter stânga, apărător central, vine de la Slobozia, completează faza de atac și cea de apărare. Polocoșer Anca, inter stânga, face parte din lotul lărgit al Naționalei României. Ivan Irina, pivot, apărător, vine de la Bistrița. La Grigoroae Raluca, pivot, o jucătoare ce revine la Roman. Dinu, căsătorită Simion, Greta Ionela, pivot. Bădiță, căsătorită Manea, Elena, extremă stângă, vine de la Vâlcea. Gheorghe Alina, extremă stângă, vine de la Rapid, o jucătoare cu potențial. Iar cu privire la staful tehnic,
Danilă Raluca, kinetoterapeut, căiesc cu Victor, medic, domnul antrenor principal Bădulescu Cornel Vasile, o cunoștință a dumneavoastră, pentru că majoritatea aveți ani buni în presă și ne-am mai întâlnit cu activitatea domnului profesor atunci când a ocupat banca tehnică în perioada 2010-2014 la Roman. Antrenor emerit, a condus banca Romane, cum spuneam, în perioada 2010-2014, cu participări și rezultate deosebite atât în Cupa României, cât și în competițiile cu caracter european, Cupa Challenge, Cupele Europene. Cu privire la antrenorul secund, vă informez că încă mai purtăm discuții. O altă precizare pe care aș dori să o aduc în atenția dumneavoastră este faptul că media de vârstă a lotului anterior era de 31 de ani și cred că se impunea o anumită revigorare. În ultimii 3 ani, echipa a avut rezultate, a avut participări în EHF. De aceea, compensându-se una cu cealaltă, credem că dacă vom merge pe ideea unui lot întinerit, un lot care, așa cum v-am anunțat adineauri, este compus din jucătoare cu potențial, media de vârstă a noului lot este la 27,5 ani. Cu privire la programul competițional și de pregătire al secției de handbal, vă pot spune că după data de 9 iulie vor urma câteva zile de pregătire la Roman, apoi 10 zile de cantonament la Târgu Neamț. În perioada 1 august, 17 august, vor fi gândite câteva meciuri de pregătire și preconizăm, vom purta discuții și cu colegii de la municipalitate în vederea organizării turneului Roman Vodă-Mușat pentru perioada 17-18 august. Noua ediție de campionat va debuta pe 2 septembrie. Luna septembrie, din punct de vedere competițional, va fi foarte aglomerată, fiind programate 5 etape. Domnule Cornel Bădulescu, vă dau cuvântul. Dacă ne puteți spune câteva lucruri pentru opțiunea pe care ați făcut-o în ceea ce vă privește de a vă alătura echipei noastre. În primul rând, bine v-am găsit. Pe parte din dumneavoastră, mi reamintesc din perioada anterioară, când am fost aici la Roma. Este un club serios. Sunt oameni dornici de rezultate bune, sigur, și în funcție de sportivele pe care le avem la dispoziție, să încercăm să reconstruim puțin echipa, pentru că practic au plecat 4 jucătoare care jucau în prima formulă de echipă, în primul 7, Iuganu, Souza sau cum o chema pe Souza, da? Toșković, Iovănescu. Deci sunt 4 jucători. Bine că Iovănescu juca în atac și faza de apărare o făcea mai puțin, așa. Dar oricum sunt 4 jucătoare importante care au plecat, rămânând din vechea formulă de echipă, Portărița, Simion, extrema dreaptă și Stoler. Deci, practic, acestea 3 din formula de bază din campionatul trecut. Sigur, va fi mult de muncă, s-au adus niște jucătoare mai tineri, o scăzut media de vârstă a echipei. Sunt și câteva mai în vârstă, că media de vârstă ar fi și mai joasă. E vorba de Mârcă, de Ivan Raluca și de Stoleru Carmen, chiar care a ajuns o jucătoare tânără ea, dar veche la echipă și ani s-au adunat, dar eu cât am văzut-o eu la televizor, cât am urmărit-o, cât practic am urmărit ori de câte ori am avut posibilitate, ori de câte ori s-au dat meciuri Romanului, nu sunt chiar în afară de cunoștință. Deci am văzut echipa jucând, s-a informat, nu trebuie să mai povestească cineva prea multe despre vechea echipă. Acum, important este cum și cât de bine și cât de repede vom putea reconstrui, să consolidăm o nouă echipă care să
să ne aducă satisfacție la toată lumea și viitorilor handball-ului din Roman, media, adică dumneavoastră, ziariști, de televiziune și așa mai departe, plus finanțatorul principal, care sigur că are pretenții și pe bună dreptate să aibă o echipă competitivă. Chiar dacă nu va fi simplu să o reconstruim, eu sper să o facem cât mai repede, nu să facem într-o săptămână sau în două zile, dar premize sunt să reconstruim o echipă care să vă placă și dumneavoastră și finanțatorului principal, adică primăria Roman, pentru care cu această ocazie felicit primăria Roman, care a susținut de mulți ani sportul din Roman, în principal echipa de handbal fete, apoi și fotbalul băieți, și este un lucru bun pentru un oraș mic, este foarte bine. Când am fost în perioada anterioară, eram singura echipă care era a unui oraș care nu era reședință de județ. Toate celelalte echipe, acum n-am mai făcut-o, dar cred că în principal majoritatea, mai e Cisnădie, care să zicem că nu este capitală de județ, așa, și Romanul. Să fac niște eforturi și importante, nu simple, este de apreciat și răspunsul nostru trebuie să este unul singur, prin rezultate, să existe această satisfacție a rezultatelor echipei. Sigur, programul de pregătire va începe pe 9 iulie, cu un stagiu scurt de pregătire în Roman, cu pregătire fizică pe stadion și sală de forță, câte două antrenamente zilnic, după care ne deplasăm la Târgu Neamț, continuăm și cu pregătire fizică, în același timp și cu pregătire tehnică și tactică. Perioada fiind destul de scurtă, acolo avem condiții bune, este și o sală foarte bună la Târgu Neamț. Dimineața o să facem afară și după amiază o să facem în sală. Sigur, mai știu că tot timpul la Roman au fost condiții bune. E vorba de vitaminizare, susținătoare de efort, consumabile, unguente și așa mai departe, care au fost întotdeauna, cred că sunt și acum. Așa. Ne întoarcem apoi în Roman, începem și cu jocurile de verificare. E vorba de trofeul Roman Vodă Mușat, care în perioada cât eram aici, atunci a fost prima ediție. Atunci s-a derulat prima ediție a acestei competiții, care văd că a devenit tradițională și a mers în continuare. Avem nevoie de 10-12 jocuri de pregătire, în vederea omogenizării echipei, să vedem mai exact, să cristalizăm o formulă de bază, să vedem schimburile care urmează. Sunt niște jucătoare care trebuie să vedem posturile care joacă și unde dă cel mai bun randament. Ele vin, au jucat la echipele lor interstânga, unele au jucat mai mult, unele au jucat mai puțin. Noi trebuie să construim o echipă cu jucătoarele astea care le-am adus și care este clar că costurile jucătoarelor românce au crescut, pretențiile lor contractuale au crescut foarte mult, odată cu schimbarea cerințelor federației vis-a-vis de cluburi de transfer a jucătoarelor străine. Nu mai pot fi aduse atât de multe jucătoare străine, deja s-a început să îngrădească treaba asta și e foarte bine asta. Dar, imediat, reacția a fost a jucătoarelor românce, care sunt puține, și numeric, dar și valoric, nu sunt foarte multe, și atunci pretențiile lor au crescut brusc și au niște costuri foarte mari și eu zic că conducerea clubului și a primăriei s-a orientat bine, o zis să luăm și jucătoare mai tinere, cu costuri mai mici și să construim o echipă așa
poate construi oricine, dacă are banii lui CSM București, aduce vârfurile din Europa și facem echipă de cupă europeană care să bate la Final Four. Nu, la posibilitățile noastre, noi trebuie să ne adaptăm la posibilitățile financiare care le avem și să construim echipă. Eu cam atâta. Am avut discuția de rigoare și cu domnul primar ieri și cu domnul președinte. Ne-am înțeles, am și semnat, treburile sunt în regulă. Mai este problema antrenorului secund, care într-o zi, două, rezolvăm și pe asta. Așa. Sper ca sprijinul să existe în continuare din partea primăriei Roman, care este sponsorul principal, așa cum a fost întotdeauna, și să ne descurcăm bine în acest campionat. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări, eu vă ascult. O să lăsăm întrebările pentru partea a doua întâlnirii noastre de astăzi. O să anunț câteva chestiuni legate și de CSM Roman, secțiunea fotbal. Pentru noua ediție de campionat, alături de noi vor rămâne antrenorii Gabi Țapu și Iosif Susanu. În zilele trecute și cele care urmează, deja am purtat discuții cu 10 jucători care vor semna contracte sau au semnat deja contracte cu CSM Roman pentru o nouă ediție de campionat. De asemenea, va urma o perioadă de trialuri. Aici mai multe detalii vă va da domnul antrenor Gabi Țapu. De asemenea, o problemă, să spunem, într-un oarecare fel pentru constituirea noului lot, o constituie faptul că avem nevoie de 5-6 jucători sub 19 ani. Regulamentele federației impun acest lucru. De aceea, un sprijin venit prin aceste trialuri este binevenit. Cu privire la secția de fotbal, vă pot spune că noul sezon va începe pe 25 august și de asemenea luna septembrie va fi foarte aglomerată, vor fi 5 etape de disputat. Aici, din experiența domnului Țapu, vom vedea și cum va debuta Cupa României, probabil că în a doua parte a lunii august. Și probabil va exista o aglomerare în ceea ce privește partea competițională, în prima parte a campionatului. Mai multe detalii vis-a-vis de program. Pe data de 9 iulie vor debuta pregătirile cu noul lot. 10 iulie, 24 iulie, pregătire fizică pe stadionul Moldova. 25 iulie, 3 august, cantonament centralizat. 6 august, 24 august, pregătirea fizică, tehnică, tactică. 24-25 august, evident, pregătirile pentru prima etapă de campionat. Voi da cuvântul și domnului antrenor Gabi Țapu să ne spună câteva cuvinte ce l-a determinat să rămână alături de noi. Noi știm de ce ni l-am dorit. Domnule antrenor? Da. Bună ziua, vreau să vă salut și eu. Am decis să continui lângă această echipă. Sunt legat sufletește de acest club. Am peste 20 de ani de când activez în cadrul clubului. Am fost jucător, am fost antrenor cu copii, m-am ocupat de parte organizatorică și de 3 ani jumătate sunt antrenor principal al acestei echipe. Mi-a fost puțin greu să fac acest pas, să semnez un nou contract, pentru că sunt câteva probleme în cadrul lotului. Sunt jucători care deja sunt pe final de carieră și emblematici pentru noi și trebuie să depun o muncă titanică alături de colegul meu Iosif Susanu să caut alți jucători buni să facem un lot competitiv. Am terminat campionatul, ediția de campionat 2017-2018 în obiectiv, cu foarte mare greutăți în returul campionatului, pentru că am avut foarte multe accidentări și jucători suspendați și atunci am avut dificultăți în a alcătui chiar un prim 11, am avut meciuri când am avut numai o singură rezervă pe bancă. Dar din fericire am terminat pe un loc bun, zic eu, în spatele celor 3 echipe care
și au manifestat dorința de a promova anul ăsta, mă refer la Aerostar, Oțelul Galați și Miercurea Ciuc, și noi am venit imediat în spatele lor. Este un lucru bun. Dar, cum a spus și domnul director, începând din această vară, noi avem un pic, mi-am dat seama de acest lucru acum, suntem cam în acea situație și cu echipa de handbal. Încercăm să schimbăm un pic liniile, ca să spun așa. Am renunțat la unii jucători care, din punctul meu de vedere, nu au dat satisfacție în acest campionat. Eu mi-am pus mari speranțe în unii dintre ei, dar din păcate nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Și atunci am renunțat la ei. Am semnat până acum câteva contracte cu jucători care zic eu că ne pot ajuta. Mă refer la Brăiescu Bogdan, la Eroae Cătălin, Grigore Relu, Marin Marian, Bicleanu Ionuț, Covaliu Sergiu, copil sub 19 ani care vine din LPS Roman, Netba Iosif. Astăzi chiar am semnat un nou contract cu un jucător de la Pașcani, Nuțescu Ionut, un jucător de 27 de ani care zic eu că ne poate ajuta foarte mult, un băiat de caracter, un băiat din zonă de aici care face fotbal cu plăcere și atunci eu zic că ne va ajuta foarte mult. În perioada imediat următoare, eu mai sunt în discuții cu câțiva jucători cu experiență pentru a completa lotul. Noi avem două săptămâni de când am terminat campionatul și deja am început, cum v-am spus, discuțiile cu aceștia. Mă interesează un portar de valoare, două vârfuri de atac, dar acestea vor veni ușor, ușor, în funcție și de bugetul pe care îl avem. Vreau să facem o echipă competitivă la Roman, să avem și noi rezultate, pentru că numai rezultatele și felul nostru de a ne comporta în teren ne țin, ca să spun, în viață. M-am gândit și la aceste trialuri mai de mult, pentru că încerc să mai atrag niște copii alături de noi, pentru că, să vă spun sincer, din grupele de copii de juniori de la LPS Roman nu prea avem ce lua. În momentul acesta, jucătorii de 99, unii dintre ei, din ce am discutat cu ei, vor renunța la activitatea sportivă, vor pleca în străinătate și aleg alt drum în viață, și atunci, prin aceste trialuri pe care le vom face sâmbătă 9 iulie, pe 14 joi, 14 iulie și 28 iulie, tot într-o joi, la Stadionul Moldova, eu sper să găsim 2-3 copii care și de aici din zonă. Eu am mai urmărit câteva meciuri din campionatul Ligii a 4-a, dar nu am găsit deocamdată ce m-ar interesa. Sper ca prin aceste trialuri să găsesc ceva copii pentru a completa, pentru că noi suntem obligați de Federația Română de Fotbal să avem 3 copii sub 19 ani în teren și cel puțin 3 pe bancă să putem să-i schimbăm pe cei din teren. Este eu zic că la Liga a 3-a cam copiii ăștia, că anul trecut am avut rezultate bune și din cauza lor, pentru că am avut niște copii de calitate sub 19 ani și atunci nu s-a văzut diferența față de senior. În acest an, așa vreau să fac și acest an, să caut niște copii buni, ca să nu avem surprize. Eu sper să vină cât mai mulți. Deja am fost contactat de câțiva profesori de la Iași, de la Bacău, de la Buhuș, chiar din jurul Romanului de aici, și vor veni la aceste trialuri. Eu sper ca până la începutul pregătirilor care sunt pe 9 iulie dimineața la Stadionul Moldova, să am în 90% lotul definitivat. Cum v-am spus, începem și noi pregătirile pe 9 iulie, urmând două săptămâni de pregătire la stadion, cu readaptare la efort, cu pregătire tehnică, un cantonament centralizat, zic eu, de pe 25 până pe 4 august, dar din punctul meu de vedere
cum am făcut anul trecut cantonamentul la Roman, nu e niciun fel de problemă, am avut condiții foarte bune de pregătire la Roman, cu tot ce a trebuit și refacere și pregătire și terenuri la dispoziție, materiale, tot ce... Și atunci nu are rost să mergem în altă parte, să cheltuim niște bani în van, ca să spun așa. Noi ne pregătim foarte bine la Roma. Urmăm ca după data de 6 august să ne mai pregătim încă 2 săptămâni la Roma și să începem campionatul, pregătire tehnică și tactică în vederea începerii ediției de campionat 2018-2019. Avem și noi, am făcut un număr de 9 meciuri de verificare, am pus deocamdată datele pentru că adversarii nu-i pot stabili la momentul acesta că toată lumea a plecat în concediu și nu prea am cu cine vorbi. Și atunci, când vom avea datele, vom anunța și chiar vă invităm la, o să fie și meciuri acasă, vă invităm la stadion să vedeți exprimarea echipei. Eu sper că în acest an să facem cel puțin o figură frumoasă, cel puțin la fel cum am făcut și anul trecut o figură frumoasă în campionat, pentru că noi suntem ambasadorii acestui oraș. Dacă stăm și ne gândim un pic, orașul Roman, municipiul Roman la nivelul județului Neamț, suntem cam cu cele mai... Ultimul bastion. Da, ținem steagul sus și asta nu se face decât prin seriozitate, prin dăruire, prin plăcere și mulțumim încă o dată primăriei Roma, mulțumim domnului primar, Consiliului Local și noi sperăm prin rezultatele, prin felul nostru de a ne comporta în teren și în afara terenului, să atragem și mediul privat alături de noi, și la echipa de handbal, și la echipa de fotbal, pentru că sunt multe probleme și dacă oamenii de afaceri vor fi alături de noi cu susținere și sufletească și materială, noi putem să facem lucruri frumoase. Vă mulțumesc! Înainte de a trece la secțiunea de întrebări, aș dori să vă mai anunț încă două chestiuni. Duminică, de la ora 11, pe stadionul Moldova, va avea loc faza finală a Cupei României la fotbal, între Voința Ion Creangă, CSM Ceahlău, Piatra Neamț. Și de asemenea, aș dori să reamintesc spectatorilor dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră faptul că CSM Roman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante. Este vorba de 2 posturi de casier, 2 posturi de muncitor calificat salvator la ștrand, un post de îngrijitor la Complexul Sportiv și de Agreme Moldova și un alt post de muncitor necalificat treapta întâi, tot la Clubul Sportiv la CSA Moldova. Data limită pentru depunerea dosarelor este 13 iunie. Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri de astăzi, dacă nu, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Amen. Ok, vă ascultăm. O întrebare pentru ambii. Îmi spun că e greu, în momentul în care refaci o echipă, e greu să prevezi ce se va întâmpla. Dar un obiectiv, cu ați fixat în apartament? Aici aș... În principiu, îl avem în minte să definitivăm lotul și, oricum, o primă parte a clasamentului, așa în mare, să zic, la prima vedere. Cu cât va ieși mai bine, cu atât mai bine. Aici aș dori să fac și eu o completare, dacă îmi permiteți, domnul antrenor. În vederea fixării obiectivului pentru noul sezon, vor exista consultări atât cu antrenorii, dar trebuie ținut cont și de faptul că obiectivele sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal. Ce ne propunem noi este locul, unul din locurile 1-5 pentru fiecare secție. Okay. Anul trecut s-a văzut la ambele echipe cumva că banca era scurtă. Spunem că practic erau la handbal puține jucătoare și se epuizau pe partea a doua a meciului și la fotbal s-a văzut în retur că din cauza accidentărilor, practic, n-au fost îndeajuns de mulți jucători pentru a susține performanța.
un număr de jucători pe care i-ați propus și dacă suntem de ajuns? Banca poate fi scurtă numeric sau valoric? Numeric, dacă ai mai puțin sportiv și atunci este scurtă, nu sunt suficienți. Și valoric, că într-o echipă nu la nivelul, chiar la nivelul ăsta de Ligă Națională, nu tot lotul de 16-18 jucătoare, cum se preconizează, sunt o valoare deosebită. Sunt și jucătoare tinere care trebuie lucrat cu ele și care vor crește. Deci, în funcție de jucătoarele, eu zic că important e, din punct de vedere valoric, banca, lungimea băncii, dacă e scurtă sau e lungă. Pot intervenea și de întrebări de asta, cum s-a întâmplat? Păi da, tocmai. O să, sigur, le pregătim pe toată lumea și o să încercăm să avem și dubluri. Și aici o completare. Trebuie avut în vedere faptul că la ambele secții sunt sportivi profesioniști. La cerințele antrenorilor sau ale jocului e necesar și o anumită flexibilitate pe anumite posturi din partea jucătorilor, a jucătoarelor. Trebuie să existe și o adaptabilitate la schimbare. Ce sistem de colaborare va fi cu sportivii și cu sportivele? Un sistem de persoană fizică autorizată pe TEA sau nu? Este contract de activitate sportivă, cel prevăzut de legislația în vigoare. Fără. Deci a apărut acum un contract cadru pe care l-am făcut și cu jucătorii pe care i-am semnat. Dacă anul trecut s-au făcut pe tot venind de la autoritățile centrale, acele PFA-uri, contracte între... A fost un prim pas în a clarifica oarecum activitatea în ceea ce înseamnă domeniul sportiv. Eu o variantă mai bună față de ce a existat până la acel moment, pentru că pe fotbal, de exemplu, a fost o încercare într-un sezon cu SRL-uri, de exemplu. Și e cumva la limită. Faptul că legiuitorul a ales să vină cu un cadru legal mai bine definit ne ajută în desfășurarea activității. În afara susținerii de la Consiliul Local, vă bazați și pe o susținere de la Consiliul Județean și toate sponsori. Anul trecut au fost alături de noi Marsat, Rosalul. Ne dorim să îi avem prezenți ca sponsori și în acest an. Ne dorim și să venim cu nume noi în ceea ce privește sponsorii. Cu privire la Consiliul Județean, știu că există discuții purtate de domnul primar în acest sens. Există și promisiuni. Și noi așteptăm concretizarea acestora. Eu zic să fie treabă puțin și cu promisiunea că ne vom mai întâlni în aceeași formulă și să vă faceți un obicei din a face cu conferințe de presă periodice ca să o centralizare a răspunsurilor. În măsura în care vom avea informații pentru dumneavoastră, cu certitudine acceptăm mâna întinsă ca parteneriat și vom fi prezenți să vă aducem la cunoștință cele mai noi știri. Vă mulțumesc și eu!